Congresul internațional Pregătim viitorul, promovând excelența, organizat de Universitatea Apollonia din Iași, aflat anul acesta la cea de-a 31-a ediție, a avut loc online în perioada 1-3 martie. Miercuri, programul congresului a avut loc pe trei secțiuni, după cum urmează. În cadrul primei secțiuni, repere în medicina avansată, tehnologii protetice, digitale, au fost prezentate teme de actualitate, cum ar fi tehnologii computerizate în protezarea edentației parțiale reduse, Multidisciplinary Planning în DSD, Digital Planning of AB Guided Service, premisele unei preparări corecte în sistemul CAD-CAM și multe altele. În paralel cu secțiunea de medicină s-a desfășurat și secțiunea materiale avansate în medicina modernă, unde au fost prezentate rezultatele unor grupuri de cercetători atât din țară cât și din 20 de țări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Argentina, Mexic, Islanda, Belgia, Franța, Serbia, Letonia, Maroc și altele. De asemenea, pentru această secțiune, cât și pentru repere în medicina avansată, există și o sesiune de postere disponibilă pe site-ul Universității Apollonia din Iași. Comunicare în administrația publică este o altă sesiune a congresului organizat de Universitatea Apollonia din Iași, ce s-a desfășurat astăzi. Congresul internațional Pregătim viitorul, promovând excelența, ediția 31, s-a bucurat de prezența a peste 1000 de participanți la secțiunile online ale congresului. Pentru secțiunea repere în medicina avansată se acordă 24 de credite MC. Mai multe informații pe www.univapollonia.ro, la secțiunea Congres 2021.